Astăzi Biserica Ortodoxă pomenește pe Sfântul Mare Mucenic Platon și pe Sfinții Mucenici Roman și Zaheu. Sfântul Mare Mucenic Platon era din părțile Galației, din cetatea Ancira, și era frate cu mucenicul Antioh, născuți amândoi din părinți creștini în timpul împăratului Maximian. A fost educat de părinții săi după precepte creștinești, iar Sfântul încă din tinerețe vorbea cu îndrăzneală despre Hristos în mijlocul închinătorilor la idoli. Din acest motiv, într-o zi a fost prins de soldați și dus în fața dregătorului locului, Agripin. Dregătorul a poruncit ca Sfântul să fie bătut fără milă de 12 slujitori, iar apoi l-a supus la multe alte chinuri, timp de câteva zile. Totuși, Sfântul era ținut de Dumnezeu în bunăstare, iar acest lucru a făcut ca mulți dintre păgânii care erau de față să înțeleagă puterea Dumnezeului celui adevărat și să se convertească la creștinism. Atunci când tiranul a oprit chinurile pentru ca ostașii să se odihnească, Sfântul Platon i-a spus: "Pentru mine viața este Hristos, iar moartea un câștig." În cele din urmă, dregătorul, văzând că nimic din ceea ce îi face Sfântului nu îl convinge să se închine la idoli, a poruncit să-i se taie capul. Sfântul Mare Mucenic Platon și-a încredințat astfel sufletul în mâinile Domnului și s-a alăturat cetei Sfinților Mucenici.